Domnule Viorel Mirea, ce se întâmplă în acest moment la Palatul Cultural Teodor Costescu în așa numita sală de protocol? În acest moment nu se întâmplă nimic. Asta este foarte bine, dar de ce nu se întâmplă nimic legat de Nichita Stănescu? În această sală se va întâmpla ceva deosebit legat de Nichita Stănescu. Astăzi se împlinesc 25 de ani de când Nichita, l-am văzut ultima dată pe Nichita Stănescu, și eu și dumneavoastră, și foarte mulți severineni, pentru că acum 25 de ani, exact pe 11 decembrie 83, Nichita Stănescu a fost printre noi, au fost ultimele zile printre noi, a fost ultima dată când ne-a privit, a fost ultima dată când ne-a mutat în ochii lui și ultima dată când a scris o poezie fiind de față noi. Din acest motiv și din foarte multe altele, comemorăm Nichita Stănescu la drobeta Turnul Severin, astăzi, acum pe 11 decembrie. Bine că nu s-a răspuns pe septembrie. 11 și pe 13 decembrie la Uniunea Scriitorilor, tot noi fiind organizatori. Când zicem noi fiind organizatori, numesc Consiliul Local și Primăria Municipiului Drobeta Turnul Severin, Revista Caligraf, Casa Municipală de Cultură, Fundația Terra Grifonis, și noi ceilalți scriitori, pictori, oameni care încercăm și noi să stăm în urma marelui Nichita și să ne aducem aminte de el și nu numai să ne aducem, aminte de fapt că de fapt Nichita nici n-a plecat dintre noi și este constant în măduva și în oasele noastre în fiecare moment, în fiecare clipă de poezie, de trăire, de tot ce înseamnă ființa noastră. Când mi-a spus înainte că au trecut 25 de ani, a rămas perplex. Când au trecut 25 de ani la plecarea lui Nichita? Că parcă ieri ne-am văzut cu el. Da, exact, același sentiment îl avem și noi toți. Nichita este și nu poate să plece dintre noi decât odată cu noi. Iar dacă plecăm, pleacă odată cu noi, ne ducem noi la el. Adică vom fi împreună fără doar și poate. Nichita nu poate, este prea mare și a pus prea multă sămânță în sufletul nostru să răbdească și să înflorească ca să nu fie cu noi tot timpul și în permanență. Acest 25 de ani, într-adevăr, par enorm de mult, dar este o secundă. Toată istoria lumii este o secundă. Și noi încercăm în această seară să demonstrăm că Nichita n-a plecat niciunde. El este aici, cum zice ciobanul din Miorița, în stâna de oi, când cere să fie îngropat în stâna de oi, ca să fiu tot cu voi. Deci el este tot cu noi. Nu este niciun fel de... Mi-a plăcut asta cu stâna de oi. Adică noi suntem aici și el e ciobanul. Nu este, dar mă rog, spune, deci e o plecare și o rămânere în același timp. Asta da, în sfârșit, acum l-am simțit pe poetul Viorel Mirea. Da, și deci vă invit să participați odată cu noi aici și vă invit pentru marșul către București, ca să zic așa, marșul Nichita, care se va întâmpla duminică dimineața, pe 13, la ora 7. Nu, sâmbătă? Sâmbătă, sunt atemporal cu totul. Sâmbătă, pe 13, la ora 7, se va pleca de la Palatul Cultural Teodor Costescu, la Uniunea Scriitorilor din România, unde ne vom întâlni cu scriitori, ce mai mare să fie la fel de mari, care să recepteze acest moment, Nichita. Mulțumim mult de tot! Mulțumim mult de tot! Ați fost intervievat pentru televiziunea NVDTV. Dacă știam asta, nu m-aș fi lăsat. Dar mulțumesc foarte mult!